Vești bune privind lupta de prevenire a răspândirii coronavirusului pe teritoriul României. Zeci de mii de combinezoane și un milion de măști medicinale au ajuns în țară. Această primă livrare de un milion de măști și 30 de mii de combinezoane a venit din Turcia. A fost un efort conjugat, pentru că Turcia și-a închis granițele din punct de vedere comercial. Diplomația românească ne-a ajutat în relația cu guvernul turc pentru deblocarea acestei situații. S-a creat un culoar și cu sprijinul ei am reușit să aducem un tir. Vor urma și altele. Toate vor fi distribuite în cursul zilei de azi către spitalele care au nevoie urgentă. Deocamdată la spitale și în zonele critice. Avem comenzi date la foarte multe produse, aparatură medicală măști din cele două tipuri, combinezoane, botoși, etc. Și care urmează să vină? Avem comenzi uriașe, iar intervalul de intrare în piață este de la 24 de ore până la 15 zile din acest moment. 277 de români au fost confirmați până în prezent cu noul tip de coronavirus, a informat joi Grupul de comunicare strategică. Dintre acestea, 25 au fost declarate vindecate și externate: 16 la Timișoara, 8 la București și 1 la Iași. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 17 noi cazuri de îmbolnăvire, 4 la Suceava, 3 la București, 2 la Cluj, 2 la Bistrița Năsăud, 2 la Covazna și câte unul la Iași, Dolj, Ilfov și Constanța. Pacienții nou confirmați au vârsta cuprinsă între 19 ani și 67 de ani.